Bună! Astăzi am ales să vă citesc o carte despre lama. S-ar putea ca mulți dintre voi deja să o fi citit, însă nu am cum să nu vă citesc și eu, pentru că este una din cărțile preferate ale băieților și ei mi-au sugerat să vă citesc și vouă, că sigur, sigur o să vă placă. Este vorba de cartea Lama, Lama, dor de mama. Aceasta este. Este scrisă de Anna Duni și este de la editura Nemi. Hai să vedem despre ce e vorba. Lama, lama, doarme dus. Hai trezirea, hopa sus! Azi e prima zi de școală, l-a învățat și joacă. Școală! Fă-ți pătuțul, îmbrăcarea și pe dinți și ochi, spălarea. Haide să mâncăm, să bem și vai să nu întârziem. Lua mașina și sosești. Spune-i doamnei cine ești. Lume nouă, nume noi, locuri noi și jocuri noi. Haina încui și spune pa. Lama e sfios deja. Acum pleacă mama lamă, dar rămâne puiul mamă. Ce ciudată-i toamna! Totul, zgomotul, copiii, locul. Ce-ar vrea să faci? Privește! Lama locul nu-și găsește. Vrei să facem un castel? Sau un aeromodel? Nu. Nimic nu-l atrage. Într-o parte se retrage. Ia te uite un trenuleț, călător și un șef isteț. Vrea și el o tură? Vine? Lama tace și în el ține. Cuibăriți acum pe jos, alți copii citesc frumos. Vrea și lama să ia parte? Nu, nu-i place acea carte. Ora mesei, șezi și tu. Nu mănâncă lama, nu. Scoate însă un suspin. Să fii singur e un chin. Îi e dor de mamă, tare. De ce a plecat ea oare? Nu mai poate, lama, lama. Îi e tare, tare dor de mamă. Nu fi trist, noule lama. E normal, ți-e dor de mamă. Dar fii sigur, nu uita, că o să vină să te ia. Lama, uită de necaz. Joacă-te cu noi, fă haz. Hai pe afară, ia țelan, o căsuță în tobogan. V-ați ascunsele, așa, așa, bravo, numără și nu trișa. Acum scriem, desenăm, cu creioane colorăm. Uite, ia-ți hârtie, colo jos. Mama Lama, te-ai întors! Fă tai-tai și o îmbrățișare pentru doamna învățătoare. Iarăși în căsuță, Lama, vezi, nu încape și ea, mama? Câte n-ai mai vrea să zici, dar venim și mâine aici. E plăcut fără îndoială și cu mama și la școală. V-a plăcut? Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați subscribe și vă promit că o să revin și mâine cu o poveste nouă. Vă pup!